Pe de altă parte, spuneați că ați investit la Botoșani. Domnul Iftime a spus la un moment dat că și el ar vrea să cumpere FCSB. Tu să aibă el bani. Am citit o declarație care aparține... Păi ce, unde să aibă el atâția bani? Păi, din afacerile domniei sale. Ai, mă, lăsați-vă în pace. Ce afacere? Are el afaceri care să dea 40 de milioane pe echipă. Dar dumneavoastră ați da 15 milioane sau 10 milioane pe Botoșan dacă vindeți FCSB? Păi eu nu dau, eu iau gratis ca să scape de ea el. Ar vrea să se retragă și Valeriu Iftime din fotbal? Păi eu cred că da. Dar de ce fuge lumea de fotbal? Păi să dai bani. Deci dai bani și să cheltui bani. Adică dai foc la bani. Cine vrea să dai foc la bani? Oamenii cu orgoliu care vor să, nu știu, să câștige, dar, să triumfe, să... Păi nu era, păi dar nu eram eu când eram mai tânăr și era. Acum a crescut asta, slava asta deșeată, a început să mai scadă din cauza de vârstă, dar tot a rămas. Tot a rămas acolo, o rădăcină acolo a rămas în slava deșeată. Ați vrea să o vedeți pe Dinamo din nou în prima ligă, să... Bă, nu, eu adică unii zic da, că vezi, Doamne, că eu, pe mine nu mă interesează, eu n-am de asta, eu n-am fost niciodată, știți că n-am fost fanatic niciodată, că domne, am cu Rapidul ceva sau cu Dinamo ceva, nu, pe mine nu mă interesează, pe mine mă interesa să câștig campionatul când jucam cu Rapidul sau cu Dinamo totuna, dar suporterii sunt fanatici, smătimași. Ei, când am intrat eu la Steaua, atunci a zis, domne, pe noi nu ne interesează nimic. Nimica. Ne interesează să batem Dinamo și Rapid și să fim pe locul 10. Și azi ziceau ei mie. Ați văzut cum e paradoxul ăsta? Rapidul indirect va ajuta prin victoria cu CFR Cluj, dar veți avea cu Rapidul ultima etapă de campionat. Păi poate nu mai avem nevoie ultima etapă, poate ne ajută Rapidul. Da, poate da. Ne ajută Rapidul să nu mai avem nevoie ultima etapă. Da, acum trebuie să vă rugați Dumnezeu să-i bată și pe Farul. Păi, da, eu așa mă rog. Vedeți, ați ajuns acum să vă rugați pentru Rapid. Păi da, păi normal. N-am fost pătimaș, v-am zis, n-am fost niciodată, nu m-a interesat. Nu am fost dușmanos pe Rapid sau... Nici n-aveați cum. Nu. Domnule Becali, citesc acum o știre pe Fanatic, pe site, despre cluburile din Liga 1 care sunt nemulțumite de banii pe care îi primesc de la Liga Profesionistă. Credeți că se putea obține mai mult? Nu știu că nu... Eu niciodată ce nu mă pricep, nu vorbesc. Și nu mă pricep. Adică nu mă pricep, nu știu, dar deja trebuie să faci un studiu de piață, să vezi ce, cum, ca să poți. Adică nu poți să spui așa după ureche. Eu știți, când m-am băgat atunci, la început, când se vedea pe puțin bani și atunci m-am băgat și am zis că putem să vindem și am vândut. Eu în rest, ca să mă apuc acum să spun eu... Nu, era opinia domnului Șucu, opinia domnului Dioseghi, Valeriu Iftime. Păi problema lor, nu știu, eu sunt mulțumit de ce, pentru că eu dacă mă uit în Ungaria și în Bulgaria, ca la ăștia trebuie să ne uităm, la Ungur și la Bulgari. Trebuie să fim mulțumiți, zic. Da, pentru că drepturile la noi de televizare sunt mult mai mari. Nu, că noi am avut noroc, noi am avut noroc cu ăștia, cu ăla, cu... Nu știu ce combinație a făcut cu Digi, cu asta, nu știu. RCS, nu știu. Acum dau eu o combinație. De la, își permis să plătească atât de mulți bani. Da, e o stabilitate așa în piață și și-au permis această sumă. Tomas Neubert rămâne? Da, păi de ce să nu rămân? Haralambos? A încercat. Sunteți mulțumiți? A încercat. Noi suntem mulțumiți. El nu știu ce, tarara, așa... Păi, l-am văzut în tribună, s-a dus să vadă pe... A fost la meci la Rapid cu CFR? Implicat. Cine? Așa. Haralambos. Nu știu, nu, am văzut și eu la televizor că era acolo. Nu mă interesează ce face omul, se duce ce face. Dar altfel, cred că sunteți mulțumit de colaborarea care există pe banca tehnică. Dar voi ce ați dat drumul iar la Sportro? Nu, suntem la Fanatic. A, la Fanatic. Ce asta, Fanatic? Emisiune. Televiziune este? Este emisiune online.
Hai, pa, la revedere, că nu mai vreau un live. Bine că mi-ai zis, pierdeam timp cu voi. Hai, pa, domnule Becali, mă stați liniștit, se vede peste tot. Hai, lăsați-mă numai mult, că nu mi-a din eu online. Acum asta mai nebun, să mai intru și pe online, că nu mai ajunge câte mă. Păi sunteți peste tot oricum, domnule Becali. Păi gata, bine, hai să... Bun, vă mulțumim. Hai, fii sănătoare.